În cadrul ședinței extraordinare de vineri a Consiliului Local Dumbrăvița au fost stabilite comisiile de specialitate, așa cum era de așteptat pentru Comisia 1 s-a dat cea mai aprigă luptă. Mai exact, atât Partidul Național Liberal, cât și Partidul Social Democrat a încercat să obțină două locuri. Partidele nu s-au înțeles între ele, astfel că a rămas să fie supus la vot componența râvnitei comisii. PNL a avut câștig de cauză, astfel că PSD a rămas cu un singur reprezentant la buget Finanțe Dezvoltare Urbanistică. În afară de acest aspect, fiecare partid a obținut ce și-a dorit, inclusiv Pro-România și UDMR. Alina Sperlea a ajuns în Comisia 1, iar Arpad Micloș la Comisia 2. Comisia de specialitate numărul 1, Economie, Buget, Finanțe, Impozite și Taxe, Dezvoltare Urbanistică, Amenajarea Teritoriului și Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public și Privat, Ordine Publică, îl va avea ca președinte pe Vasile Bledea, USR+, iar ca secretar pe Liviu Popescu, PNL. Ceilalți 5 membri vor fi Alina Elena Sperlea, Pro-România, Sorin Nicolae Margău, PNL, Daniel Cionca, PSD, Radu George Vlădescu, USR+, și Sergiu Dorin Grui, USR+. În primul și în primul rând, cred că aceste comisii ar trebui să devină funcționale. Cred că comisiile ar trebui să se implice mult mai mult în decizii și în viața cetății, fiind mult mai activi în a propune soluții și căi de îmbunătățire pentru domeniile de activitate pe care ei le au practic în păstorire. Și din aceste trei comisii, totdeauna Comisia 1 a fost prințesa și restul comisiilor a fost cenușărese. Eu cred că ar trebui să le acordăm importanță tuturor celor trei comisii, pentru că fără sănătate vedem ce se întâmplă, educația este din nou la fel de importantă, administrația și controlul societăților din subordinea Consiliului Local sunt la fel de importante. Cred că acest focus pentru Comisia numărul 1, Buget, Finanțe, Urbanism, ar trebui să rămână la nivelul la care a fost, dar cred că și celelalte comisii ar trebui să fie la fel de importante, pentru că, până la urmă, avem nevoie de fiecare din acele domenii. La Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, Protecția Copilului, Tineret, Sport, Familie și Sănătate, Alexandru George Făgăraș-Țigriș, PNL, a fost ales ca președinte, iar Dorin Farca, USR+, secretar. Fostul viceprimar Arpad Micloș, UDMR, fostul primar Victor Malac, PSD, dar și Simona Sârmon, USR+, aflate la primul mandat, vor fi ceilalți membri din comisie. Noi nu am făcut niciun fel de alianță cu nimeni, fiecare și-a exprimat votul cum a dorit el și în Consiliul Local, în continuare, toate proiectele bune care vor fi benefice pentru populația din Dumbrăvița vom fi de acord, care nu, sigur, vom face opoziție. În final, Comisia de Specialitate pentru Administrare Locală, Cultură, Știință, Învățământ, Turism, Culte, Protecția Mediului și Relații Internaționale o va avea ca președinte pe Daniela Dorina Teleagă, USR+, în timp ce tânărul Bogdan Cătălin Perianu, USR+, și-a asumat rolul de secretar. Ioan Peț, PSD, Daniel Florin Șandor, USR+, și Ovidiu Călin Zincă, PNL, sunt ceilalți membri din Comisia de Specialitate numărul 3. Așa cum am venit și în campanie în fața cetățenilor, avem câteva proiecte pe care noi am dorit să le susținem și să le propunem, și cum ar fi dezvoltarea zonei industriale pentru care Dumbrăvița are nevoie, având în vedere că bugetul Consiliului Local, veniturile la bugetul Consiliului Local sunt destul de mici în comparație cu alte localități, dacă e să ne comparăm. Deci, clar, prin acest proiect dorim creșterea veniturilor la bugetul Consiliului Local. Susținem în continuare construcția și înființarea unui liceu în comună, având în vedere că toată rețeaua de învățământ, plecând de la grădiniță, ar trebui să se finalizeze măcar la nivelul de liceu, că va fi de o formă sau alta, dar trebuie înființat un liceu. Mulțumim mult. Și și un alt proiect important pe care noi îl avem totuși în vedere este vorba de construcția și înființarea acelor secții care ar aparține de un spital din Timișoara, înființarea două secții
pe specialitate și în Dumbrăvița, că totuși Dumbrăvița ajunge într-o perioadă, zicem noi, destul de scurtă la un număr de peste 30.000 de locuitori și cred că la acest nivel ar trebui să gândim și un sistem sanitar mult mai performant pentru Dumbrăvița.